Salut și bine v-am găsit, frații mei, la un nou episod pe acest canal. Fraților, mi-am mai luat câteva păsări noi. Uitați și găina mea olandeză, aici pe zonă. Am tăiat un lighean să facă porumbei baie. După cum vedeți, porumbei au început să iese afară din volieră. S-au învățat să zboare. Sunt foarte fericit, îi văd seara pe aici pe jos. Și cocoșul de olandeză, Igor, cu mine. Mi-am mai luat câteva păsări. Mergem să vi le arăt și vouă. Am o parte aici într-o cușculiță, parte sunt aici, vi le arăt imediat. Și calde, acum le-am adus acasă. Uitați, fraților. Am căutat foarte, foarte mult. Mi-am luat 4 puișori de găină olandeză, culori diferite. Mi-am luat 2 pe gri. Deci am luat 3 puiculițe și un cocoș. Așa mi-a zis doamna aceea de unde le-am cumpărat. Asta mi-am dorit. Le dau și lor drumul imediat. Ce vrei, mă? Lasă-le, mă, în pace, mă, că-s prietenile tale. Nu le face niciun rău. Ați văzut că la cele bătrâne nu le face nimic. Doarme cu ele. Doar e foarte curios. Hai să mergem să le dăm drumul și lor prin curte. De la mine de aici nu au unde să plece. Nu am găuri pe gard sau ceva. Toate gardurile sunt noi. De aceea le dau drumul direct prin curte. Aici am găina bătrână de olandeză. Ia să le dăm și lor drumul. Du-te. Nu au fost niciodată în libertate, cum v-am zis. Uitați ce fel s-a pus. Du-te, bă, ce ai? Așa. Să-i dau drumul și lor. În această gri. Așa. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Încă una și mai am una. Atât. Să le observăm din aproape, să vedem ce fac. Sper să se învețe în curte. Cum v-am zis, i-am tăiat ligheanul Mihaelei când a văzut și a pus mâinile în cap să facă porumbiei baie. Deja e murdar, după cum vedeți, a intrat azi, a făcut baie. Acolo pe zonă sunt și pisicile pe care le-am adoptat. Până atunci, hai să vă arăt și următoarele păsări pe care le-am luat. Sunt 5 rățuște de leșească ciocolatie, foarte frumoase, le am cam de o săptămână. Au crescut foarte mari de când le-am luat. Nu știu dacă am o poză cu ele când erau micuțe. Le-am luat și concentrate aici. Le țin în cușca aceasta, fiindcă nu pot să le dau drumul momentan, sunt foarte mici. Mut cușca asta din loc în loc și unde e iarbă, mănâncă tot. Tot curăță. A mâncat toată iarbă după aici. A mai rămas doar un pic. Unde văd câte un petec de iarbă, pun cușca, mănâncă tot. Sper ca săptămâna viitoare să le dau drumul și lor prin curte, să-și caute și ele locul. Mie așa îmi place să țin animalele libere, nu închise. Dar pe ele le țin închise momentan să mai crească un pic. Nu pot să le dau drumul așa mici, nu poate să-și caute locul. Astea sunt animalele pe care le-am luat. Nu vă uitați că e apa foarte murdară, fiindcă, uitați, deja s-a băgat în ea. Am cam 10 minute de când le-am schimbat apa și deja am murdărit-o. Le pun un acoperiș aici, acum l-am luat să vi le arăt vouă. De normal le pun un acoperiș aici, o placă de plastic, ca să aibă umbră de desubt, să aibă și umbră. Chiar dacă ele intră numai în apă, dar le trebuie și ceva umbră. Pisica asta aici lângă ele. Frumusețea. Alintata. Știți pisicile mele pe care le-am găsit pe câmp și le-am luat acasă. Asta stă aici mereu lângă rățuște. Cealaltă stă pe la găini pe acolo. Dacă mergem pe la găinile olandeze, le găsim pe acolo. Mai mult ca sigur. Hai să vedem ce fac și puiculițele, să văd unde și-au găsit locul. Tot în locul acesta unde le-am lăsat au rămas. Uitați, și pisica cealaltă e acolo sub masă, doarme. Văd că au început să bea apă, una a mâncat de aici din adăpătoare, încearcă să se adapteze așa cum pot. După cum v-am zis, nu au fost niciodată libere, nu știu ce au de făcut ele. Acum ei l-a inspectat. Porumbeii și ei se uită după ele, uitați cât de atenți sunt.
sper să se adapteze cât mai repede și să crească și să facă ouă, să le mulțim. Uitați cât de frumoase sunt. Sunt foarte, foarte frumoase. Deci, cele bătrâne mele sunt negre, acestea am luat două albe și două gri. Acesta este cocoșul care vine încoace. Haideți să vă arăt rapid și la porumbei, dacă tot. Ce vreți, mă? Sunteți atenți la ele? Porumbii mei, degeaba le-am făcut cuibare. Au făcut ouă doar pe jos. Uitați, unii au făcut ouă și o grămadă de cuibare doar le-am făcut pe acolo. Am o pereche de ouă, mai am o pereche aici, o pereche acolo și o pereche acolo de desubt. Deci, majoritatea au făcut numai pe jos ouă. Dar sunt fericit că s-au învățat afară. Iese afară, fac baie în ligheanul acela. Îi bine momentan. Uitați. Frumusețele mele. Uitați, a venit și găina asta bătrână să-i inspecteze un pic puișorii. Dar a plecat rapid nasta după ei. Cam asta am vrut să vă arăt, fraților. Noile animale. Mia nu știu ce a văzut, s-a început să latre. Astea sunt noile achiziții. Dacă v-a plăcut acest clip, băgați și voi butonul de like pentru găinușile acestea olandeze care au văzut pentru prima dată în viața lor iarbă. Uitați ce face la frunza aceea. Și pentru rățuștele ciocolatii, ne vedem la episodul următor. Pa, pa!